Operațiune contra cronometru într-o localitate din Mureș. Șoferul unei mașini a reușit să salveze la timp, să se salveze pe el după ce mașina i-a luat foc. Bărbatul, care a suferit arsuri de gradul 1 și de gradul 2, acuză acum că totul a fost un atac în stil mafiot, iar mașina i-a fost incendiată în mod intenționat. Nu știu, dacă era nevoie de serviciu pirotehnic. În partea dreaptă a mașinii, sub bancheta din dreapta, era undeva un fel de chip, 3 baterii, un sistem care nu avea nici ce să caute acolo.